Bine ați venit, clasa 7. Că sunt ăsta... Hai să zicem bine am venit. Uite, ați dat drumul la filmuleț, la camere. Să recunoaștem, mulțumesc frumos, Miruna, că te-ai gândit, că altfel iar mă sufocam de supărare. Deci, am început problemele pe care le-ați avut la test cu primul care însemna ce? Dintre toate, enumerați patru condiții suficiente pentru a spune că un paraplater este paralelogram. Din cele șase, nu? Da. Care este 5 plus una 6, voi ați enumera patru din ele. Da. Și acum a fost problema următoare. Se dă ABCD un paralelogram, luăm punctele M și N pe aceea, așa încât am să fie cât ce N, da? Cum am figurat. Și trebuie să arătăm că M, B, N, D este paralelogram. Și am spus-o. În clipa în care autorul spune să dă un paralelogram, imediat toate cele șase sunt prezente în mintea mea. Adică definiția, în care laturile opuse sunt paralele două de două. A doua, două din laturile opuse sunt paralele și congruente. A treia, laturile opuse sunt congruente două câte două, adică astea două și astea două. Apoi, diagonalele se înjumătățesc. Și apoi, unghiurile alăturate oricărei laturi formează 180 de grade. Deci, imediat o să prezint în mintea mea. Ce mi se cere? Să arat că M, B, N, D formează un paralelogram. Adică trebuie să arăt una din cele șase. Fiecare latură opuse paralele două câte două, adică astea două paralele și astea două paralele. La prima citire, hai să vă spun, nu prea aș îndrăzni paralelismul. Nu, n-aș îndrăzni. De ce? Pentru că paralelismul acesta nu-l văd eu foarte ușor de arătat. Ar trebui să am pentru acestea două paralele. Bună, dacă mă gândesc la astea două, să fie paraleliate. Dacă mă gândesc să fie paralele, n-am nicio variantă din context care să însemne o secantă și să apare pentru cele două drept. Am pe asta de aici, da. Nu? Da. Dar ar trebui să arăt cu unghiul ăsta e cât ăsta. Da. Dar n-am niciun motiv să văd așa foarte repede. Deci nu-mi sare în ochi, dragilor. Nu-mi sare în ochi chestia asta. Și dacă nu-mi sare, părăsesc ideea. Mai am o altă variantă. Să arăt că laturile opuse sunt congruente două câte două. Adică astea două, astea congruente și astea două congruente. Așa e mirtul, da? Deci laturile opuse să fie congruente două câte două. Pare mai la îndemână că el îmi spune că am M e cât ce N. Corect. Mai știi că D, C, I, cât A, B, că e paralelogram? Știu că D, C, I, cât A, B, e paralelogram. A, D, I, cât B, C. Pe urmă, astea sunt paralele. Și asta e o secantă și atunci unghiul ăsta e cât de ăsta? Da, da, da. Deci repet. Sunt mai ușor, mai aproape de varianta asta. Eventual, îmi propun să găsesc două triunghiuri în care să intre, într-un triunghi să intre M-P bunoare, în alt triunghi să intre D-N, să arăt că cele două triunghiuri sunt congruente și așa îmi va ieși că D-N va fi cât M-B. Tot atât de bine, trebuie să mă duc la alte două triunghiuri în care se intre și N-B și M-D. Și iată, mi se transmite că e vorba de triunghiul M-D-A și C-N-B, pentru că cele două triunghiuri A-D și cu B-C sunt paralele și congruente și paralelismul ar putea să întrebuiască. Deci A-N-M cât N. Da? Deci mă apropii de problemă foarte ușor. Cu datele problemei. Deci, dragilor, nu voi încerca cu diagonale să înjumătățesc, că nu mi iese din context. Corect. Deci, nu mă duc pe una din variante la întâmplare, mi-o aleg pe cea care e așa. Hai să zic cu asta. Ci pe aceea care este convenabilă din datele problemei și mă oferă șansă de dovedirea lucrurilor acelea. Corect. Da? Să plec. Tu cu ce ai plecat? Anca, cu ce ai dovedit? Tot același număr ați fost? Da. 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 Adică două laturi opuse paralele și congruente? Da. Paralele și congruente. Deci, da. Deci te-ai dus, te-ai agățat de paralism. Să vedem. Despre congruența ați reușit, Adi, ca să arătăm că două din ele sunt paralele. La care te-ai oprit tu pentru paralism și congruență? D, N și M, B. D, N și M, B. Deci,
Hai să scriu. M, B, N, D. Paralelogram. Dacă și numai dacă, sunt definite condiții. 1. DN paralelă cu MB. Și DN congruență. Și 2. DN congruență cu segmentul DN congruent cu segmentul MB. Și le luați rând, nu stau cum ai. Sigur că da, pe rând. Trebuia să le demonstrați. Deci aceste două lucruri trebuie demonstrate. Cum ai arăta paralelismul până la paralel cu DN, paralelă cu MB și secanta MN. Păi nu știi că-s paralele, măi, nu știi că tocmai trebuie să arăți că sunt paralele. Pentru dreptele, cred că ai zis. Pentru dreptele DN și MB. Deci tu nu știi că sunt paralele. Tu trebuie să ajungi, să le iei pe astea două. Am înțeles că le iei pe aceste două drepte și te identifici secanta. MN, de ce? La că? MN. Deci pentru DN și virgulă MB. MB. Și secanta MN. Și secanta și secanta MN. MN. Secantă. Despre aceste două, dacă tu poți arăta că din cele 8 perechi de unghiuri posibile, găsești o pereche care sunt congruente. Gata. Gata e problema. De care? Care, care? Care unghiul? Unghiul N congruent cu unghiul M. Care unghiul? Nu este așa, uite așa. Nu, ăla care l-a făcut dumneavoastră. Păi ții, este pe trei litere, că nu știu. D-N-M și... D-N-M, unghiul. D-N-M. Deci el e congruent cu unghiul N-M-B. Congruent, cu semn de întrebare. Cu N-M-B. Cu N-M-B. Cu N-M-B. De ce alterne interne? Păi, sunt alterne interne, dar... Ele nu sunt congruente, nimeni nu ți-a spus că sunt congruente, numai dacă ar fi paralele dreptele, ar fi congruente. Ele sunt în calitate de unghiuri alterne interne, dar nu știi că sunt congruente. Uite, când spuneam așa, două drepte, uite, două drepte, aiurea, da? Tăiate de o secantă. Formează unghiurile astea alterne, formează alterne, alterne interne, alterne externe, ăsta de aici cu ăsta de aici. Dar nu sunt congruente, adică dacă sunt congruente dintr-un alt motiv, atunci dreptele sunt paralele. Tu așa ai mers, nu? Ori tu n-aveai niciun motiv să spui că sunt congruente. Adică ai arătat paralelismul pe baza paralelismului. Ai, înțeles tu? Ai arătat paralelismul ăsta pe baza paralelismului. Dacă tu ai arătat că sunt congruente ca urmare a faptului că sunt două paralele tăiate de o secantă, este cum să arăți paralelism pe baza paralelismului. N-aveai niciun. Dar tu cu ce ai arătat? Cum ai arătat la tot așa ai făcut ca Adi? Da, și eu am văzut că mă blocasem și am trecut la celălalt. Bun. Hai să deci, vedem cum trebuie acum. Neputând, hai să facem analiza. Neputând a arăta paralelismul, datorită tocmai faptului că n-ai de unde să prinzi congruența acestor de două unghiuri în calitate de alterne interne, congruente, ca să le obligi să fie paralele, congruente, să fie congruente, n-ai avut... din alt motiv să spui că sunt congruente, nu merge problema așa. Deci paralelismul nu merge pe culoarea asta. Nu poți arăta. Zice, o altă pereche cu corespondență. Adică, ce înseamnă corespondență? De aceeași parte a secante, da? Unghiul ăsta cu ăsta. Se cheamă corespondente, da? Nici ăsta nu. N-ai niciun motiv. Nu poți. Din cele 8 nu găsești niciun motiv. Ai văzut că nu te... A, dar el zice că o găsit. Păi nu, el o găsit pe baza faptului că să cer să găsească. Adică, n-ai înțeles strategia clară care este, este la paralelism. Deci, orice două drepte, toate un secant, formează toate cele o perechi de unghiuri. Și dacă una din ele e o pereche de unghiuri găsit congruente, le obligă pe acestea să fie paralele, nu mai se va întâmpla. Dacă una din cele 8 fie alterne interne, fie alterne externe, dar să fie congruente din alt motiv. Să ai un motiv pentru care ai discuți congruente, nu sigur, așa cum vrei tu. Sigur, să provin din două triunghi, să fie o fostă bisectoare, să fie exact. O înțeles? Altă. Și tu n-ai mai mers pe altul luar. Te-ai dus nu, pe ăsta și gata. Nu, n-am mai văzut. Păi, n-am mai văzut. Pe el s-a închis aici. Că ai arătat că-s paralele? Bun. Deci paralelismul ăsta pică. Da?
pe congruență. Te-ai gândit la congruența acestor două? Ai făcut-o? Da. Cum? Ca dână da. Să fie cât mă bă. Cum ai făcut? Am luat triunghiile D, N, C, D, N, C și D, M, B, și D, M, A. D, N, C, asta, da. În care intră D, M, da. Și să justific motivul, da. Și D, N, A. Și D, M, A. Și D, M, A, dar în D, M, A intră D, M, Adi. Deci nu intră M, B. Pardon, M, B, A. M? Nu, B-A e altă poveste. Dacă le-ai luat pe ăsta cu ăsta, nu ai niciun motiv. Nici nu sunt congruente triunghiile. Deci pică problema, e aiurea. Dacă ai le luat pe ăsta, merită să te gândești, merită să muncim. Și atunci, hai să vedem cum așa, cum facem. Fie triunghiurile, deci fie triunghiurile care? Poftim, vorbește. D-N-C. D-N-C. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile. D-N-C. D. N, C, și M, B, A. Și triunghiul M, B, A. Despre cele două triunghiuri poți să începi să... Avem N, C congruent cu M, A. De unde? Din ipoteză. N, C congruent cu M, A. Da. Din ipoteză. Da. Ipoteză. Hai, după aia, D, C, A, B, M. Unde e D, C? Lăsăm să vedem cum e zis, D, C. A, da, 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 e corect. Deci D, C, asta. A, în rândul cu A, B, din ipoteză. Așa, D, C, adică sunt la propuse, are paragraf, da? D, C, congruentă cu A, B. Ipoteză, nu strică, dar îi se spune latura opusă a unui paralelogram. Ca să fie și mai tare argumentarea. Deci latura opuse ale unui paralelogram, da? Laturi opuse. Da, opuse, laturi opuse în A, B, C, D paralelogram. Ca să se vadă de ce sunt congruente. Încă în plus, sigur că aveți dreptate din ipoteză, dar ce parte din ipoteză ai folosit-o ca fiind latura opuse într-un paralelogram? Deocamdată avem A de A, M, cât, N, C, și că asta de aici e cât asta de aici. Mai trebuie este măcar un element pentru ca triunghiul să fie congruent. Măsura unghiului M, A, B. M, A, B. Cu M, A, B ăsta. Cu D, C, D, C, N. D, C, N. Da. Din ce motive sunt? Paterni interne. Deci pentru că sunt paralele și A, de, A, și A, C, tăiată de secant, atunci pică ca fiind unghiuri congruente din paralelismul asigurat de așa. Deci, aici aș fi spus așa. Ai spus că unghiul, chiar așa îți adăugăm, unghiul, citește tu încă o dată, unghiul... Unghiul M, A, B. Unghiul M, A, B. Congruent cu unghiul. Congruent cu unghiul D, C, M, D, C, N. Unghiul D, C, N. Deci astea două sunt congruente, pentru că, în paranteză, ce au? A, M, congruent cu N, C. A, M, congruent cu N, C. Nu, nu, o secundă, nu. De ce sunt congruente unghiurile acestea? Să alterni interne. Pentru că, acum, în paranteză, spune. Alterni interne. A, B, paralel. Alterne. Interne. Pentru. A, B, paralelă cu DC. A, acolada aici, da? O acoladă. Pentru AB paralelă cu DC și secanta AC. AC secantă. Dacă a scris așa, e bine. Da. Deci am închis acolada. A scris cu triunghiile astea, mi-aduc aminte. O secundă. Deci vedeți ce se întâmplă. Am motivat de ce sunt aceste două unghiuri, de ce sunt aceste două unghiuri congruente. Da. Fiind alterne interne, da. Pentru drepturile acestea paralele și asta secantă. Și atunci, acoladă, cazul de congruență. Pentru cazul, ne aflăm în cazul de congruență care, Adi? Latură, unghi, latură, dar de ce a spus? Latură, unghi, latură. Atunci, triunghiurile luate în discuție, triunghiul care? Unghi,
triunghiurile D-N-C e congruent cu triunghiul cu M-B-A, cu M-B-A, cu triunghiul M-B-A. Și din congruența triunghiilor ce iese? Rezultă că și celelalte unghiuri și celelalte laturi care nu le-a luat în discuție sunt congruente. Adică? M, B cu D, N. M, B, congruent cu... Ai zis M, B cu cine? Cu D, N. Cu D, N. M, B cu D, N. Da. Deci M, B congruent cu D, N. Da. Și unghiurile congruente, două câte două, adică bine nu mai adăugăm. Noi am, e vorba de unghiul. N, D, C. Da, corect. Congruent cu N, D, C. Congruent cu M, B, A. Congruent cu unghiul M, B, A. B, A. Și mai este unul, dacă vreți să-l dau. Și mai este... D, N, C. D, D, N. D, N, C, adică asta de aici. Unghiul D, N, C. Congruent cu unghiul A, M, B, B. Congruent cu unghiul A, M, B. Și am demonstrat că cele două sunt congruente. D, N cu M, B. Asta ne interesează. Subliniem. Da. Eu o să mă iau și de unghiul N, N, D, C și M, B, N. Care l-am ca rezultat. Da. Deci avem, hai să studiem acum. Avem că, două puncte. Unghiul, îl citim acolo. N, D, C, ai zis. N, D, C. Congruent cu M, B, A. Cu unghiul M, B, A. B, A. Dacă aceste două, aceste două unghiuri sunt congruente, da. E să vedem despre laturile lor ce putem spune. N, D, C. N, D, C e format din două laturi. Adică unghiul ăsta e format din, din cine? Care sunt semidreptele lui? D, N și D, C. Da. Deci unghiul N, D, N, D, C, e format de cele două semidrepte. Îl pornesc în același punct. Dar au pe D, C, paralel cu AB. Celălalt unghi din triunghiul al doilea este de aici, nu? Așa a spus. Da. A spus că unghiul care ce... Nu, N, D, C. N, D, C, N, D, C, asta de aici, da. E congruent cu M, B, A, da. Cu ăsta de aici. Da. Ia uitați-vă dacă am spus bine. N, D, C cu M, B, A. Da. Așa mi-ai spus. Bun. Cele două unghiuri au. Nu ăsta de aici. Nu. Ăsta și cu ăsta. Da. Au o dreaptă DC paralelă cu AB. Da. Deci DC paralelă cu AB. Da. Dacă două unghiuri avem, ați învățat anul trecut în clasa a șasea, două unghiuri care au laturile paralele două câte două, adică DC paralel cu AB și MB paralel cu DN, dacă se întâmplă așa, două unghiuri care au laturile paralele două câte două, sunt congruente sau suplimentare. Adică, atenție multă, unghiul ăsta și cu un alt unghi, despre un alt unghi, știu că au laturile, o latură asta e paralelă cu asta, iar cealaltă latură e paralelă cu asta de aici, da? O pot duce așa, care să fie paralelă cu asta, sau o puteam duce și în sensul ăsta. Da. Ei, deci două unghiuri care au laturile paralele două câte două, fie sunt congruente când o duc în partea asta, fie că sunt suplimentare dacă o duc în partea asta. În semiplanul ăsta. Adică unghiul ăsta tot de aici și cu ăsta de aici fac 180 de grade. Uh-huh. Pentru că ăsta e congruent cu ăsta și cum aici e în prelungire, fac 180 de grade. Deci, două unghiuri care au laturile paralele două câte două sunt congruente, cum este aici, sunt congruente sau sunt suplimentare. Uh-huh. Reciproc, dacă două unghiuri sunt congruente și au o latură paralelă cu alta. Și celelalte paralele. Și totuși celelalte paralele. Și acest rezultat este fabulos acum. Unghiurile sunt congruente.
Au o latură, de ce? Înseamnă că D nu e paralelă cu MG? Asta e, asta e. Rezultă aici. Deci asta n-am știut, domnul profesor. Păi da, am avut ocazia acum să punctăm. Băi, adic, deci... Tu te-ai putut duce, dacă... Tu te-ai putut duce. Înseamnă că și cu paralelismul, cu congruență. Sigur, dacă fără justificarea asta, dacă scrie unghiul ăsta. Și te duci acum. Hai să mă iau de unghiul ăsta. Ai înțeles? Dacă scrie asta. Ele sunt congruente. Au două laturi paralele, atunci rezultă că și celelalte două, dână paralelă cu mă, bă. Cum și puteam să rezolv. Avem că. Stați așa, nu știu. Avem că. Deci asta n-am știut, puteam să mor. Da. Deci, a zis așa, că unghiul mă dă că. Congruent, din congruența care am demonstrat-o. Exact. Cu M, B, A. Demonstrat. Da. Eu scriu demonstrat aici. Sigur, am da. Așa. Dar astea două au două laturi paralele. O latura uneia și cu latura celuilalt. DC paralel cu AB. Așa. Rezultă că... Că și DN e paralelă cu MB. Paralelă cu MB. Extraordinar. Da. E reciproca a teoremei, scris chiar în cuvinte, reciproca a teoremei. Reciproca. Teoremei. Unghiurile cu laturile. Unghiurile. Cu laturile paralele două câte două, cu laturile paralele două câte două, da. Sunt congruente sau suplimentare? Sau suplimentare? Da. Reciproc aici a fost că ele sunt congruente, de-aia e reciproca, înapoi. Da, da, da. Sunt congruente. Două laturi sunt paralele, numai două din ele, atunci le obligă și celelalte două să fie paralele. Bă, dacă scrie asta, e gata. Și atunci adăugăm. Paralelism. Astea două congruente. De unde se știe? Da? Și acum... Dar nici n-am mai lucrat, n-am mai avut o situație de n-am avut o situație. N-am avut, că dacă am fi avut-o... Era cât pe ce s-o evit. Haideți să vă spun, era cât pe ce s-o evit. Dacă nu scriam unghiurile. Dacă nu scriam toate elementele celelalte. Exact. Și când am scris chestia asta, stai că le spun acum, reciproca teoremei cu laturi, cu lângă laturile opuse. Trebuie să ne rămână asta. Da? Deci asta a fost chestia. Și acum, Adi, aș fi spus. MB, uite, MB... Congruentă cu DN. MB congruentă, congruentă, da? Cu? Da, cu DN. Cu DN. Și MB paralelă cu DN. Și? Am două demonstrat. Și MB, da, și DN, sau MB, MB, paralelă, rezultat da, aici. Da, cu DN, demonstrat de, la amândouă. Demonstrat, am văzut DEM, rezultă acolada, paralelă, conform da. Unei condiții suficiente. Da, B, M, DN, B, M, M, DN, paralelă. Asta e adică. Dar tu mi-ai luat deci neștiind chestia asta, da. S-a dus la triunghiul următor, DMA, da. Cu B și BNC. Despre cele două triunghiuri, știa că AM cât NC. Din aceleași motive, DA este cât de ce laturi, AM cât NC, așa. Da, și unghiul dintre ele. DAM cu... Și unghiul ăsta de aici, nu? Da. Cu NCB, cu ăsta ca fiind da. Alterne interne, da. Pentru dreptele acestea paralele, de aceea se cantă AC, nu? Și ai avut dreptate, triunghiurile sunt congruente și de aici ți-a ieșit că DM e congruent cu BN. Da. Și astfel, rezultatul, MB cu DN congruente, și adică două laturi opuse congruente, și celelalte două congruente, obligă patrulatirul să fie paralelogram. Obligă patrulatirul să fie paralelogram. Deci e corect raționament. Dar frumusețea problemei, cine ar fi dat chestia asta, sigur că eu aș fi punctat mult mai bine. Adică aș fi punctat. Aș fi scos în evidență, e curios lucru dacă vreun coleg al vostru vede așa ceva. Unghiurile, deci cu laturile, unghiurile cu laturile opuse sunt paralele. Insist pe treaba asta. Insist pe treaba asta pentru că rezolvarea era doar dintr-o singură lovitură. Da? Dintr-o singură lovitură. Nu trebuia să mai faci nimic, ci congruența acestor două triunghiuri, ăstora sau ăstora, te trimitea repede spre
DN și cu MB paralele, congruente și paralele, și atunci gata problema. Am mai băgat ceva la cardul? Nu mai trebuie să ne ducem în partea cealaltă. Bun. Dar nu m-am dus. Nu nimic, n-ai știut, n-am lucrat niciodată așa. Deci prima dată am întâlnit așa o ocazie. Exact. Dacă ne-am întâlnit, am fi știut și o fructificat. O fructificat, clar. Deci nu am avut ocazia să... Problema numărul 3. Ați făcut-o măcar de semn? Ați făcut ceva? Da, de semn. Hai da. Să vedem. De aici mai învățăm ceva. Sigur. Iată cât de important a fost să le scrim pe toate. Corect. Zi-mi. Nu? De multe ori am spus asta. Când am luat unghiurile D, A, M cu N, C, B. D, A, M. Da. Cu da. Cu N, C, B. Da, congruente. Eu cred că am dat acolo, am înțeles așa, când D, A, B congruent cu D, C, B. D, A. D, A. D, A. B, tot unghiul ăsta. Da, cu DCB. Cu DCB, cu DCB, da. Și știam că DCN, cât M, A, B și am spus că... Știam că... DCN. DCN. N. Mă, de DCN ăsta. Indiferentă la oarea. Așa, merge și așa. Merge și așa. Da, deci ai prins, nu te-ai prins de faptul că astea sunt paralele și astea se cantă. Și ai spus, tot unghiul ăsta e cât ăsta. Și cum am arătat mai devreme, că unghiul de aici e cât ăsta, ce rămâne la, la completare, la unghiuri, prin diferență de unghiuri făcută, da? Și corect asta. Corect. E corect. Da? Tot atât de bine cu varianta care mi s-a părut mai la îndemână. Mai tot am văzut paralelismul AB cu DC mai înainte și secanta. Și de ce eu am mers pe varianta corect. Că AD cu BC paralel și secanta aceea? Le văd pe astea ca fiind alterne interne, nu? Și toată problema este rezolvată. Și mergi mai repede. Bun. Bun. Să mergem mai departe. Uite, aici mi-a plăcut Miruna. Deci spui așa foarte clar. Eu am văzut altele acolo. A început discuția la noi să fie clară, corectă, spun, se poate și așa. Deci avem și variante asta și cealaltă. Nu. Hai să vedem dacă e corectă. Da, corect. Sigur că da. Problema 3, domnul profesor, cu curioasă și eu, să vedem. Eu cât sunt de curios și mai ales m-ai făcut atât de... m-ai incis într-atâta, încât acum, spunând că ai muncit la ea, hai să spunem un lucru, s-a gândit la problema și asta. N-am făcut-o nici eu. Și, și în perioada asta... Nu, nu trebuie să-ți pară. Eu am șters tot. N-am făcut-o eu. Am să comentez mai întâi, auzi problema. Ceva care trebuie să fie pentru tine, pentru oricare dintre elevii care mă aud acum, un lucru sfânt, anume, cât de repede trebuie să vă depășiți părinții. Este un caz fericit când mama ta lucrează cot la cot. Este un caz fericit, rar se întâmplă așa să fie. Nici măcar eu, profesor, când am avut copiii mei, atenție, am evitat sistematic, o dată pentru faptul că n-aveam timp să mă uit la ei, dar ar fi fost foarte păgubos ca ei să se compare cu mine și să încerce să spună, păi nici dacă tata nu a putut să facă aptul și îmi cere. M-am ferit de chestia asta, că era riscul să se întâmple așa o situație. Da? Era să se întâmple așa. Și imaul, vă dați seama, eram profesorul lor de clasă. Este fantastic. Și atunci eu... Dar v-ați puteați, domn profesor. M-am ferit să fac chestia asta, ca nu cumva să însemn eu pentru ei unitatea de măsură de acasă. Eu, unitatea mea de unitatea de măsură pe care o aveau ei clar în minte, era cea de la școală. Și trebuie să vă spun un lucru. Mi s-a întâmplat la școală de foarte multe ori să nu pot face problema. Dar ei știau că așa se poate întâmpla. Și atunci îi invitam pe ei, hai să vedem cum facem. Cine dă soluție, îl felicită pe celălalt. Deci la clasă nu mai eram eu profesorul, în fața unei probleme dificile, eu profesorul și ei elevi în bancă. Eram colaboratori. Nu așteptau toți mură în gură de la domn profesor. Nu, ei și cu soluții. Care e problema? Nu mă pricep, nu vine nicio soluție. Dar chiar se întâmpla. Dar asta mă deci sunt corect. Chiar se întâmpla să nu am o soluție. Și atunci invitam să vină ei cu soluție. Și când veneau, dar era o angajare fantastică, pentru că nu-i mințeam. Ăsta era aspectul cel mai frumos.
Și ei știau că nu-i mint. Că eu nu mă gândeam acasă la problema aceea, eu făceam crudă. De ce? La prima citire. De ce? Discam foarte tare. Chiar mă întrebau unii colegi, băi, dar tu acasă, tu când te duci în fața copiilor și recunoști că nu ai putut să o faci, nu ai sentimentul că ai scăzut în fața, în ochii copiilor, am răspuns, nu, niciodată. Niciodată. Eu am știut să mă fac mic ca să-i cresc pe imagine. Corect. Da? Și eu aș vrea, domn profesor. Hai să dăm. Fie M și N, mișoacele laturilor AB și CD ale paralelogramului ABCD. Deci în ipoteză. ABCD, paralelogram. Într-o problemă facem desenul, ne puntează cu ceva? Sigur că da. Și pentru desen. Și pentru aia, așa aș face. Că una este situația când nu faci nimic, da? Și alta este când duci un segment acolo, un segment, simetric, unui punct, nu știu ce. Hai, deci, înseamnă, ai... Hai să vedem. Nu știu. Depinde acolo. Da, poate să punctar, da, acolo. Da. N-aș putea să zic pic rapid cu mâna profesorului care are altă orientare. Dar, din punctul meu de vedere, contează și făcutul unei figuri. Adică faptul că ipoteza încerc să o figurez cât mai aproape de ceea ce ți este dat de autor. Și există în practica asta, deci figura. Pentru figura atât, pentru nu știu ce atât. Fiecare își fixează acolo. Corect este că dacă pentru unul care nu face nimic, tu ai făcut un paragram, ai făcut nu știu ce. Corect, trebuie să cumpărezi. Da, da. Așa mi se pare corect. Așa deci fie M și N, mișoacele laturilor A, B și C, D, ale paralelogramului A, B, C, D. Fie, da, în ipoteză. În ipoteză, A, B, C, D, paralelogram. A, B, C, D, paralelogram. Paralelogram. Am congruent cu M, B, asta ne zice, nu? Așa traduc M, mijlocul lui A, B. Deci M, mijlocul lui M, A, M. B. Da. M aparține lui A, B. A, B. Astfel încât. Pe segmentul A, B. Da. Așa deschis. Da, astfel încât. Așa încât. Am congruent cu M, B. Congruent cu M, B. M, B. N aparține lui C, D. N aparține lui C, D. Da. Astfel încât C, N, congruent cu N, D. C, N, congruent cu N, D. N, D. Dacă A, N. Deci mai adăugăm. Da. Dacă A, N, parantezii rotunde, cum spuneți. A, N intersectează B, D, tot în parantezii rotunde. Și este egal cu punctul E. Și... Mulțumesc pe formate din urmă. Și C, M. Și C, M. M. Intersectează V, tot așa. D. Intersectează pe? V, D. Tot pe V, D, D. Da. Și mai dă și punctul F. Da, mulțumesc formate din F. Arătați că... Dacă se întâmplă așa, da, de, dacă adăugăm porțiunea asta... Da, arătați că... În concluzie... Da, D e... D e... Congruent cu F... Congruent cu E. Congruent cu FB. Congruent cu FB. FB. Domnul profesor, pun în paranteze rotunde. Înseamnă ceva asta? D e congruent? Da. Astea, segmentele astea, le pun în paranteze rotunde. Înseamnă ceva? Altceva? Nu. Înseamnă așa, dar în... Merg pe mâna lui. În manual n-ați folosit. Nu, manual e... Da, dar segmente n-ați folosit așa. Ba da, noi așa am folosit. Tot în manual. Da. Eu am mers pe literală. Nu e nicio diferență. Deci nu e altceva. Da, da. Nu e altceva. Bun. E congruent cu el. Asta e toată problema. Multă. Emoții. Emoții. Încerc acum să traduc ipoteza. Te rog să zici păi, ne dă A, B, C, D, un paralelogram. Ce fac? Desenăm un paralelogram. Asta nu. Desenăm un paralelogram. Și când desenez paralelogramul ăsta, adică, cuvântul paralelogram ce declanșează în mintea mea? Notez A, B, C, D. Ce desenează, ce declanșează în mintea mea A, B, C, D? Toate proprietățile la paralelogram. Daturile opuse, congruente. Adică îmi spun, dacă n-am să știu mare lucru să fac, am să traduc și eu. A, B, C, D, paralelogram înseamnă toate laturile opuse sunt congruente, două câte două.
sunt paralele două de două, unghiuri de opusă sunt congruente. Habar n-am. Adevărat sunt jumătăți. Toate le scriam pe toate 5 sau 6 câte sunt acolo, cu definiția cu tot. Poate încât, mai îmi dă ceva. Încât poate mai îmi dă ceva. Păi da, măi, da. Că știți că la primul și punct acum zis, 4. Și acum spuneți. Dar n-am spus și numărat. Că le scrie fiecare dată. Nu, dar n-am spus așa că în momentul în care ai văzut ceva, strici ipoteza și scrii tot despre ipoteză. Da? Asta înseamnă că nu, din cele 4 condiții care ți s-au cerut atunci când ai zis paralelogram, tu le scrii acum încă o dată, că știai astea, nu? Mine 4, așa că mai puneai, îți mai dai ceva. Bun, figura, am dus M în mijlocul lui AB. M în mijlocul lui AB. Păi știu să fixez un mijloc. Știu, îl fixez. Deci M în mijlocul lui AB. Da, M în mijlocul lui DC. M în mijlocul lui DC. A lui DC pe aici, până la... Da. M, N, da. Da. Cu condiția ca A, M, A, M cât M, B, D, M, A, așa, că e mijloc. Deci am tradus faptul că e mijloc. Da. Acum, A, N intersectează B, D. Deci o duc pe B cu D. O... A, N, ai spus, nu? Da. A, N pe B, D. A, N pe B, D. Uite, A, N da. Cu B, D. Da. Și formează punctul yes. S. Yes. Da. După faptul aceea... că văd intersecția a două segmente. Exact. A două drepte, poftim. Corect. Apoi? După aceea, C, M intersectează pe aceeași B, D. C, M. Pe aceeași B, B, D, da? Da. Într-un punct F. F. Așa. Și arată tu cât D e, cât E, F și cât F, B. D e egal cu E, F și cât F, B. Da. Deci trebuie să arătăm că segmentele acestea trei sunt congruente. D e cât... Asta trei congruente. Hai să le dăm cu culori diferite, poftim. Ca să le înțelegem. Trebuie să arătăm cât D e. Este cât așa și cât fâmbă. De acord. Să arătăm acest lucru. D, E, cu E, F și cât fâmbă. Ai făcut ceva? La clasă? Mai mult decât desenul? Da, mai mult decât desenul am făcut ceva. Dacă D, trebuie să demonstrăm. Da, trebuie să demonstrăm că astea sunt. Nu știu, nu știu. Eu mai întâi am demonstrat și dacă n-am fost sigur pe mine... Cum dar cum ai demonstrat? Ce ai demonstrat? Mai întâi am vrut să demonstrez că D e cât F, B. Cât F, B, bun? Da, și am luat triunghiul D, E, N cu M, F, B. Ai luat triunghiul D, E, N, cu M, F, B. Cu M, F, B. Despre cele două triunghi, ce poți să... Am zis așa, că au B, M, congruentul cu N, D, că sunt paralele și mijloacele lor sunt... tot paralele. Da, una, congruența nu este din mijloace, nu, din paralele. Congruente, măi, și mijloacele lor sunt așa congruente. Asta da. Trebuia să spun. Cum D, C e congruent cu M, B, atunci și D, C pe 2 e cât M, B pe 2. Da. Adică D și D, N e cât M, B. B, da, corect. O dată. Deci am punctat din congruență. Uh-huh. Pe urmă. După aia ce mi-a Adela turnată, trebuie să duci pe unghiul. Da, păi pe unghiul. Sau unghiul N, D, E. N, D, E, da. Da. Asta e aici. Da. E aici. Congruent cu F, B, M. F, B, M. De ce F, B, M? Pentru că sunt unghiul alternic, termin, că D, B, I, se cantă. Corect. Pentru A, B, în paralel cu da. De ce? Da, da. Da? Deci, unghiul ăsta e congruent cu ăsta, în calitate de unghiuri alternic, interne. Congruente, congruența vine pentru că de ce știi că e paralel cu AB? Și două drepte paralele, date de șocanță, formează toate cele 8 perechi de unghiuri congruente de da. Unghiul de acolo e bun. 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 Altul? Deci D-N, că este cât mă bă avem, că unghiul ăsta de aici e cât ăsta da. De aici avem. Da, ai trebuit nu. Și care l-am mai luat? Păi, trebuie chiar... Stai ori un unghi? Ori o latură, dar o latură nu prea avem, tocmai FB trebuie demonstrat. Corect. Iar despre FM cu IN nu știm nu. Acest nu. Lucru. Deci unde mai trebuie? FMB cu... Unde din M? FMB. Ăsta de aici. Hai să vedem, ăla de acolo. Da.
Da, cu care? Cu care pare a fi congruent? Cu ăla din N. D, N, E. Da. Cu D, N, E. E? Dacă aveți motive, este excelent. Trebuie să justificați acum, de ce? Dacă ducem în, dar doar dacă unim mână. Nu vă grăbiți, să o luăm ușor. Deci trebuie să am argumente de undeva venite, da? Deci trebuie să am ce? Că M, unghiul ăsta care l-am figurat aici, hai să-l figurez cu altă culoare. Trebuie să zic unghiul ăsta, că este cât ăsta, da? Îmi trebuie din pământ, din iarbă verde chestia asta, că atunci aș fi în cazul unghi, latură unghi. Fericit aș fi. Și parafimă, parafimă. Deci cele două unghiuri, parafimă și a, cum am și nevoie, eu trebuie să zic, de undeva trebuie să găsesc. Da, zi, Albi. Cum N, A paralelă cu K, M și o, e F. N, 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 A. Da, cu K, M. Da, nu știm, mă, dacă îmi arăți asta că e paralel, da, bă, ce sunt de bucuros. Da, bă, și e adevărat, bă, dar e adevărat după ce a zis un profesor chestia care mi-a zis-o acum. Dar nu, mai întâi că A, N e paralel cu K, M, dacă are el motive să spună de ce sunt paralele, sunt cel mai tare. Pentru că atunci, cele două unghiuri cu albastru notate au o latură din paralelă cu MB din paralelogramul ăsta. Și dacă și AN, dacă și AN din alt motiv ar fi paralelă cu MK, atunci cele două unghiuri au laturile paralele două câte două. Păi, avem F secantă. Domnul profesor, te întreabă, de ce-s paralele? Asta, de ce-s paralele, să mă spuneți. De ce paralele? Pentru că N, K, M, A e paralelogram. Băi, ce tare ești. Deci, pentru că N, K, M, A. De ce e paralelogramul? Dar motivează-mă acum. De ce e paralelogramul? Pentru că A, M, paralel cu N, K, face parte din paralelogram dinainte. Și și congruente. Și și congruente. Dacă două laturi sunt paralele și congruente. Mai dau de note, stop. Atenție. Dacă astea N, K și AM sunt paralele și congruente, atunci patrulaterul AM, K, N e paralelogram. Și fiind paralelogram și N, A e cât M, K. Iar D, N cât M, B D, N cât mă bă ca mărime sau cât am, chestiunea asta, năcât cât am, paralele și congruente, laterul ăsta este paralelogram, da? Și unghiurile acestea sunt congruente pentru că au DN paralelă cu MB și că AN paralel cu MK. Unghiuri cu laturile paralele. Două câte două. Atunci, unghiurile sunt congruente și ce fericit sunt albastru cu albastru și triunghiul DN e, este cât M, F, B și atunci D, E este cât F, B pentru că D, E la el se uită unghiul albastru de aici care e congruent cu albastru și se uită în cel de-al triunghi se uită spre F, B și F, B este cât D, E. Da? Cât D, E. Deocamdată am arătat cât D, E este cât F, B. Nu m-am mai trebuie să muncesc că este cât și F. Da? Trebuie să muncesc să arăt că este și cât F. Asta, D, E, cât F, B, am făcut-o și eu, dar cât F. Da? Deci, asta e punctat, e rezolvat. Ei, acum e toată povestea. Fiindcă se cere așa, e de parcă aș spune că asta a fost împărțit în trei. Da. De parcă aș spune că a fost diagonala D, B împărțit în trei. De parcă așa s-a întâmplat, dar trebuie să văd acum ce argument am pentru a spune că D, E și cât F, B sunt egale și egal cu o treime. Fiecare în parte din D, B. Deci aici am blocat tot. Ar putea trage să unim C cu A. Da. Da. Am unit pe C cu A. Am dus cealaltă diagonală. Am dus cealaltă diagonală. S-au intersectat în punctul O. O. Ce poți să... Diagonale când jumătățesc.
A-O, D-O, e cât B-O. Deci, diagonalii se înjumătățesc. D-O e cât B-O. D-O este cât O, B. B. Și D-E cât F-B. În diferență, nu vreau. Și D e este cât F, B, atunci O, F este cât, cât O, e O. Asta da. O, F este cât... Asta pot să spun, că E, O este cât O, F. De acord. Ai făcut asta? Am dat și o altă chestie. Dar nu am încă asta, dovedit. Asta zic. Stai. Nu am dovedit. Doar atât, că E, O este cât O, F. Da. Dar nu știu că împreună adunate fac... Cât fâbâ sau cât dâie. Nu am motive încă. Hai să insist că... Știu sigur că am să mă descurc. Păi dacă luăm E-A-O cu O cu F. E-A-O. E-A-O, triunghiul ăsta, da? Da, cu O cu F. Cu O cu F. Cele două triunghiuri. Avem unghiurile congruente. Unghiurile astea au pus la vârf, da? Da, E-O cu O-F. E-O cu O-F, știu. Și A-O cu O-C. Și A? O-C. Diagonale sunt jumătățe. Da, sunt congruente, știi? Știu că E cât F-C. Atunci A E este cât F-C. Da, A E cât F-C. Dacă demonstrăm că și A nu e cât O. Deci A E este cât F-C. Da. A E. A E. Este cât FC și ce dacă. Asta zicea. Oare dacă puneți prin cum, pe unde trece prin urmă? Sigur? Ce motive aveți? Păi, diagonala paralelogramului, dacă am... Mână nu e cumva DC pe 2? Mână... DC pe 2? Da. De ce pe 2? Pentru că dacă mă gândesc, dacă am ecuvântul mult bun și dându-l cu lucrări, ar fi o linie mijlocie. Deci mână, tu spui... Că ar fi DC pe 2 sau AB pe 2. DC pe 2 sau AM pe 2. AB pe 2. Dacă aici unghiul DOC ar fi din 90 de grade, atunci O este mediană și mediană este jumătate din ipotenuză, dar nu știu că unghiul este din 90 de grade. Deci nu am motive. O facem. M, N și A, cât diagonalele la paralelogramul? M, N și A, C sunt diagonale în paralelogramul de care am pomenit. Și de aceea M, N trece pe noi. Din cauza că sunt jumătățesc. Bun. Nu știu la ce mă ajută, dar am făcut chestia asta. Am făcut F. Bun. Hai să unim pe A cu F. Duc puncta A, F. Și respectiv E, C. A, F și E, C. A, F și E, C. Deci am luat E, F și A, C, le-am unit. Deci A, F și cu E, C. Ce puteți să spuneți de A, F și E, C? Că... Sunt și congruente și paralele. Sunt paralele. Din ce motiv? Dacă luăm ele două și secunda... Da. Deci pentru că diagonale EF și AC s-au înjumătățit. Exact, s-au înjumătățit, corect. Și atunci ele sunt, această figură e un paralelogram. Da. Și avem în plus că AF este cât EC. Corect. Într-o paralelogram se întâmplă chestia asta. Da. Să vedem cum arătăm că EF este cât DE sau cât FB, nu? Asta. Aici să muncim. Aici e problema. Nu se poate să nu reușim. Așa. Dacă luăm pe trânduie C, F și C, O, să fie cumva înălțime sau
să fim înălțime mediană și de aia, rezultatul că și EF îi... Să zicem, mai rog. Așa. Bun. În triunghiul DAC, în triunghiul DAC, ce este DO? În triunghiul DAC, în triunghiul DAC, este, nu bisectoare, este mediană, cum este vârful cu mijlocul. Da. Că oi, mijlocul AC. Da. În triunghiul ăsta DAC, în triunghiul ăsta DAC, avem DO mediană. Ce este an? Tot mediană. Tot mediană, da? I-am scris că mână e mediană. Deci, atenție, insist, în triunghiul DAC, DOI mediană. DOI mediană, cunește vârful cu mijlocul laturii opuse. În triunghiul DAO. Tot în același triunghi DAC. A, tot în DAC. Tot în triunghiul DAC. Anul e tot median. Anul e tot median. Da. Iată că am dus în triunghiul acesta două mediane. Da, care se întâlnesc în E. Care se întâlnesc în punctul E. Ce este punctul de intersecție a înălțimilor? Otro, centru. A, nu, medianelor. A medianelor. Centrul de greutate. Ce știm despre centrul de greutate? Îl se află la 2 treimi de vârf și o treime de bază. Excelent! Excelent! Deci aici sunt două bucăți și aici e o bucată. Da. Asta înseamnă că EO este, atenție, jumătate din DE. Da. Și cum OE este cât o F, așa, atunci cele două bucăți de al de EO, cele două bucăți, este DE. Aici, aici, deci n-am știut. Superbă chestia. Deci, de două ori EO, de două ori EO, este cât de E. Dar de două ori EO înseamnă EF. Și atunci EF este cât de E și termină problema. Ce frumos de da? A fost urât. Nu. Frumos, interesant. Dar ați văzut. Hai, acum suntem cinstiți, suntem corecți. N-am picat problema așa, în viteză ceva, da? Ați văzut. Eu n-am cedat, eram mai trebuie să găsesc ceva. Toată povestea era să mă duc spre triunghiul ADC. Am complicat, am figurat tot felul de chestii acolo. De ce? De ce am făcut-o? Atenție mult, de ce am făcut-o? Pentru că n-am avut deodată, pacă, asta este, median, median. N-am văzut asta. Da? N-am văzut asta la prima citire. Și îndată, schimbându-mi poziția, să spunem, în ceea ce puteam privirea problemei acestea, am sezizat un moment, este ca și cum am fost fiind, eram în întuneric, dragilor, eram în întuneric și ce cauți într-o cameră? Întrerupătorul. Cauți întrerupătorul. Dar până să dai peste, să găsești întrerupătorul, dai peste o grămadă de obiecte, faci cu cuie, te lovești de șifoner, te lovești de aia, te faci tot și când ai dat și ai găsit întrerupătorul, deodată totul capătul conturi. Întrerupătorul a fost triunghiul DAC, în care DO e mediană și DN mediană. Acum să te demonstrai că și EO e cât o F. Înainte. Cât EO e cât o F. Sigur că din toate... paralelogramul ăla și ziceai că și ăla. Da, sigur că da. Deci, a jucat un rol formidabil de important. Patroaterul A, F, E, A, F, C, E, în care E, F, I, o diagonală, E, C, A, o diagonală, s-au jumătățit aici și am prins pe E, O, cât o F. Mai aveam și un alt motiv să spun că E, O, cu F, fără să mă duc acolo. În patroaterul N, A, M, în N, A, M, C, în N, A, M, C, aveam dus odată diagonala A, C, și diagonala mână, care nu spunea mare lucru, nu aveam decât atât că N, O este cât o mână. Nu, dar nu înseamnă ABCD, domn profesor. Când am demonstrat că D e cât F, B, și atunci D, O e cât o B, în ABCD, D, O e cât o B. Când am arătat și noi când am arătat că D e cât F, B, atunci prin diferență a ieșit că E, O e cât o F. Deci, argumentul ăsta era din timp. Da. Și tot ce am mai făcut a însemnat să bâșbâi prin... Și la ce am mers pe medianele? Și merg pe mediane deodată și totul este perfect.
dar e complicată. Totuși, adică nu chiar așa. Păi nu, am spus că e problema la prima vedere. A jucat aici centru de greutate. Centru de greutate. Deci, cei care au ghicit că dă o în triunghiul A, M, C, sau în triunghiul A, B, C, tot atât exact, de bine. Exact, fă-o juca rol de centru de greutate, cum a jucat eu aici. Dacă problema asta era 3 puncte, cât ne-ați fi avut în desen? Da, dacă la problema asta a fost 3 puncte, pentru desen, și dacă mai și spuneați triunghiul așa, pe romul, ceva, ce dacă acolo, mai ziceați ceva pe lângă. Deci nu mai simplu desen, nu mai simplu desen. Deci nu vă dă un punct mai mult. Nu, nici vor. Suma de punct, dacă văd. Nu. Eu aș fi punctat cu cel puțin un punct, un punct și jumătate chiar, centru de greutate. Acolo e mea problemă. Da, dar nu cred că au ajuns la centru. Nu, 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 nu. Cam mod de de a puncta. Deci eu dădeam un punct și jumătate din cele trei pentru partea asta finală, interziția medianului. Aș fi dat 0,5, mă întrebați pe mine ce aș făcut. Aș fi dat 0,5 pentru figură, ca să fac acolo parogram, v-ați dus diagonal, nu știu. Și dacă mai și luai triunghiul D, E, N cu M, F, B, că sunt congruente, adică s-i făcut partea cealaltă, dădeam un punct, în total un punct. Dar 1,50 aici, 2,50. Și cum am avea nevoie de parogramul acela, diferența aceea, diferența segmentului, acolo mai dădea 0,50. Și acolo, corect. Deci așa aș fi punctat. Da? Aș fi punctat ca să fie o chestie deșteaptă. Deci aș fi dat 0,5 pentru figură, 0,5 pentru segmentele și astea, un punct pentru F, B, cât de e, aproape un punct. Asta am făcut eu. M-am dus pe medianele alea, dar n-am. Deci aici aș fi jucat cu foarte multă atenție. Oricum, încărcam foarte tare pentru centrul de greutate, că acolo era toată filozofia problemă. Dar, dragilor, ce am reținut din discuția asta? Am reținut... Mai este o problemă. Mai este o problemă. O facem imediat. Redactăm acum, redactați acasă, că povestea... Nu, mai redactăm, să facem și pe cealaltă, ca să ziceți... Hai să facem, da. Redactați voi, pentru că acum e limpede. Exact. Deci, care sunt etapele? 1. 1. O secundă. Atenție, Adi. Da. Dacă nu știu. Care au fost lucrurile de redactat? 1. 1. Congruența triunghiurilor D, E, N. Triunghiurile D, E, N. M, F, B. Triunghiul D, E, N. Congruent cu triunghiul M, F, B. Da. M, F, B. Din care, cu argumente, latru, un latru, cum am spus, din care reiese că F, B, congruent cu cine? F, B, congruent cu D, E. Cum ABCD paralelogram. Da, din ABCD paralelogram. ABCD paralelogram. Făceam și diagonala AC, o uneam. Găseam un lucru. Paralelogram. Rezultă prin diferenți. Paralelogram înseamnă că da. DO este cât o O, P. DO, corect. DO congruent cu O, B. Cu O, B. Și din 1 și 2, din asta, a steluță... 2 minus 1. Și steluță, a doua steluță, și ce două steluțe? 2 minus 1, ieșea că e O. De acolo reiese, că de steluța 1 plus steluță 2. E 1, O, F, cât O e? O, F, congruent cu O, E. O, E. Și acum ne duceam pe... O, O, E, da? O, E. Și acum aș fi luat triunghiul 2, a doua chestie tare. D, A, C. Triunghiul D, A, C. Da, unde D, O, e mediană. D, O, mediană. Da. D, O, segmentul D, O, și A, mediană. Mediană. Și că... A, N, e tot mediană. A, N, mediană. Da. Și D-O se intersectează. Și D-O intersectează Ana. Și D-O intersectează Ana. Egal E, care e centrul de greutate. Egal E, centrul de greutate. Mulțimea formată din punctul E. Greutate. Centrul de greutate. Da. Centrul de greutate. La fel făceam și în triunghiul A, B, din, din centrul de greutate, din centrul de greutate, spun că D-E este de două ori E, O.
D-E de două ori eu, corect. Egal cu 2 de două ori eu. E O. De două ori eu O, care înseamnă E F. De da. Două de-a de O egal cu E F. Gata, asta e gata, era problema. Adică D-E. Da, domnul, dar n-am mai lucrat așa. Un gând cu E F. Atenție! Așa asta este obișnuința totdeauna. N-am mai lucrat așa ceva. Serios. Atenție! La geometrie nu ne întâlnim cu ce am mai lucrat. Deci la geometrie trebuie să învățăm să gândim problemele în tot ceea ce am însemnat ca experiență. Nu căutăm modele, nu mai dai peste modelul acela, da? Da? Noi căutăm modele. Este stilul acela pentru care eu lupt în fiecare moment să vă atrag atenția că nu că putem găsi o problemă pe care am mai rezolvat-o. Da. Deci altceva, altă șmecherie. Fiecare problemă are ceva nou. Sigur, un se spune așa, decât să rezolvi 10 probleme pe același model, mai dai mai degrabă rezolvi una cu 10 soluții. Ți-am mai spus-o, nu? Da. Am spus-o. Da. Haideți deci să spunem 4, doamnă profesor. Da, 4 chiar v-a fost. Gata. Fie M, nu a fost, a fost mai ușoară decât asta. Da. Fie M, mijlocul laturii AB, în paralelogram ABCD. Deci, în ipoteză, ia li se dă ABCD paralelogram. Deci, am să iau din nou. Logram. ABCD paralelogram. Paralelogram, rămâne, doamnă profesor. Da. M, mijlocul laturii AB, nu aparține segmentului AB, cu astfel încât am M aparține lui AB așa încât am M congruent cu MB am M congruent cu MB. Punctul G este situat pe segmentul DM. G aparține lui DM între paranteze așa G aparține lui DM astfel încât așa încât DB egal cu de două ori GM de G, egal cu de două ori G, M. Este un fel de reciproc aceea. Exact. Tot la o treime de da, așa, este un joc. Două treime de acolo, aici m-am dus imediat. Așa. Așa. Și arătați voi că A, G, C. A, G, C, coliniar. Deci trebuie să arăt, în concluzie, da. A, G, G, C. G. Adică spun așa. Așa, cum acum ne-ați învățat. A, minuță G, minuță C. Corect. Și este totul scris ca și cum aș spune A, exact. Virgulă, G, virgulă, G, pe linia, da? Ce ar trebui să faceți? Asta, asta cu coliniare, de acum știam, domnul profesor, exact ce trebuia să facem. Aveam o coliniaritate și trebuia să arătăm cu unghiurile alea două, sunt opuse la vârf. Atât trebuia să arătăm. Da, aici am trebuit să fie costat. Nu, dar asta. Experiența s-a întâmplat. S-a întâmplat că am mai lucrat așa. Dar din teoria care am spus-o, ce șanse, ce, exact, ce da. Experiențe avem din și urmă. Și din cele trei etape, asta o să vedeți cum merge cel mai bine. Cele trei variante, variante care le-am pus, da. Pot să fie mai multe. Eu am amintit da. Una din ele și atunci exact. Voi ați folosit-o. Noi am folosit-o, în da. Caz, rar. Rar, dar o mers, domnul. Sigur, dar tot atât de bine spun că experiența câștigată în fiecare problemă ne va folosi la următoarea. Corect. Da? Am mai învățat ceva. Da. Astăzi chiar două lucruri. Am, cred că s-a dus o oră aceea. O oră și jumătate. Acum văd. De acum o las așa dacă s-a dus pe o oră. O oră? Da. Hai să oprești. Opresc ca să o facem pe asta, da? Da.